undeva în momentul în care biserica declara că trebuie să ne rugăm unii pentru alții, era pe listă Dorel și Elisei. A început războiul spiritual. Undeva în cameră, la mama și copilul, după minute în șir, Elisei îi spunea la Petria să nu lasă că a venit diavolul să-l ia. Biserica în timpul acela se ruga. Am ajuns împreună cu fratele Păstor la spital, diagnosticul cu comoție cerebrală. Medicul a confirmat 100%. Biserica s-a rugat ca Domnul să intervină el și Domnul să dea înțelepciune medicilor. Și după 2 zile, înțelepciunea medicilor a dat faliment. Pentru că acolo a intervenit Dumnezeu. Poate la pastor, probabil la momentul potrivit o să vă spună dânsul mai multe, a vorbit cu medicii și medicii confirmau și dădeau în retragere, băteau în retragere, pentru că comoția cerebrală dispăruse. Dacă ne aducem aminte, în urmă cu câteva timp în biserică spunea prin lucrare că se fac semne și minuni. Dumnezeu este la loc. Amin. În spital au venit îngerii la pat, au înconjurat patul și au început să cânte. Totul bine și frumos. Miercuri seara, la rugăciune la fratele păstor, cum în seara asta l-am sunat și în legătură cu biserică. A ascultat rugăciunile, a ascultat mesajul, a ascultat cântările. N-am plecat bine și a început să spiuie telefonul la Petria, mesaje după mesaje și spunea la ora 6, diavolul mi-a pus un ceas pe piept și mi-a spus așa, la ora 6 se sfârșește tot. A sunat pe fratele păstor, pe fratele Nicolae, am trimis mesaje de încurajare și slăvit să fie Dumnezeu, diavolul din nou de rușine. A pierdut război după război și în curând va pierde și bătălie. Haideți în seara aceasta să stăm înaintea lui Dumnezeu ca și biserică pentru cele 2 familii. Familia lui Dorel și familia lui Elisei. Au nevoie de rugăciuni. Au nevoie de sprijin și ca biserică suntem chemați să ne rugăm unii pentru alții. El vă mulțumește pentru rugăciune. Amin. Pentru că Dumnezeu este controlul tuturor lucrurilor. Spuneam la socrul, la tata lui Elisei, Dumnezeu a trecut cu 2 motive. 1, să întoarcă la El. Și 2, să-și arate slava Lui. Amin. O să laudăm pe Domnul cu încă o cântare și apoi fratele Grațian este rugat să dea următorul de rugăciune pentru 9 zile în această.